Pentru că în Europa nu există posturi de poliție și România le va desființa. Astfel, în județul Argeș vom avea 17 secții de poliție, la care sunt arondate câte 3 localități învecinate. Conform proiectului, secțiile de poliție vor exista în localitățile Pitești, Poiana Lacului, Morărești, Bascov, Rucăr, Valea Mare Pravăț, Ștefănești, Hârtiești, Schitugolești, Tigveni, Albești de Argeș, Domnești, Lunga Corbului, Buzoiești, Rociu, Leordeni, Călinești. În primul rând, am vrut să eficientizăm această muncă prin prezența polițistului 24 din 24 mediul rural. De asemenea, am vrut să atragem ofițeri, pentru că, după cum știți, în mediul rural acționau foarte puțini ofițeri. Acum vom avea încadrarea la fiecare secție cu 2 sau 3 ofițeri de poliție. Deci vom avea polițiști, ofițeri de poliție și mediul rural care să coordoneze activitățile pe posturile de poliție respective. La posturile de poliție din localități va rămâne câte un polițist cu atribuții de proximitate și mică infracționalitate. Forța și modalitatea de acțiune va veni de undeva de la secția de poliție care rondează și gândiți-vă că vom avea, zic eu, o eficiență mult mai mare. Dacă eu știu, avem o problematică într-o zonă, una era să acționeze 1-2 polițiști care de obicei erau victime ale infracțiunilor de ultraj și alta e să vină secția cu 4-5 echipaje. Șefii noilor secții de poliție vor fi desemnați prin concurs la nivel național. Cât privește disponibilizările, după concurs se va trage linie și se va constata cine rămâne pe din afară.